Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciarul numărul 13 în urma demersului de suspendare a executării pedepse depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu. La poarta închisorii, Platon a fost întâmpinat de mama sa, dar și de fiul său. Patru ani nu l-am văzut. 4 ani. Dumneavoastră nu știți că nu dau drumul. Ce emoții vă încearcă acum și cum îl așteptați acasă? Pe ce emoții? Sare inima în mine, știți cum? Parcă nici nu pot să vă spun, asta e un singur fiu. Odată cu eliberarea sa din închisoare, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon își propune să obțină dreptate, să întoarcă statului și poporului banii furați și să curețe societatea și politica de oamenii lui Plahotniuc. 104 Absolut. Sunt 4 ani de luptă pentru supraviețuire între pereți. Credeți-mă, viziunile asupra vieții se schimbă la orice om, mai ales în anturajul toxic în care am fost eu. De aceea, acum, scopul meu este să demonstrez oamenilor poporului că eu pot să aduc un folos acestei țări. Eu voi rămâne în țară și voi ajuta oamenii noștri. Între timp, liderii partidelor de opoziție critică dur eliberarea lui Veaceslav Platon din penitenciarul numărul 13. Ei cred că în spatele acestei decizii ar sta șeful statului Igor Dodon, care ar avea nevoie de bani pentru campania electorală. Președinția nu a comentat deocamdată aceste acuzații.